Cu ajutorul Domnului am numit această poezie Vindecare. Doar lacrimi mari încet cădeau în zorii dimineții, ca stropii triși de ploaie încet se prelungeau peste întinsa tristă fila veții, udând încet mănunchiul florilor tristeții. Durerea-n trup te străpungea cu alângi înferbântate în flăcări, priveai spre cer, supus cu ochii triști, și așteptând să vină iar liniștitoarea, fără de durere, pacea libertății. Și zi și noapte, fără încetare, strigai tu înspre cer, ca să primești iar ușurare de lăncile înferbântate ca într-un roșu fer. La Dumnezeu cereai cu stăruință vindecare, o, Doamne bun, te rog de mine să ai îndurare. Puțin apoi, ca într-un miracol, simți atingerea senină și ușoară, durerea dispărut din trupul ce se întindea încet pe aripa ușoară. Ușor, simțindu-te din nou, tu izbucni în lacrime de bucurie, căci Domnul te-a atins încetişor și simți din nou vitalitatea cea ce învie. E așa de milostiv acela care și altora înaintea ta le-a dat eliberare. Ca într-un noi an de mulțumiri ai izbucnit și nimeni să te oprească n-a putut. O bucurie așa de mare să fie atins și sigur vindecat de mâna Domnului pe care în rugăciuni intense tu l-ai implorat. Dar timpul a trecut parcă încet, prelins prin clepsidra vremii, iar după ani această amintire chircită și înghesuită la minții ungher nu mai aduce înapoi iar rezonanța împrospătată a durerilor imposibile din lăncile de fier. Acum că vremea a trecut, te simți puternic și aproape uitat minunea ce în viața ta s-a petrecut când la Domnul tu ai apelat. Te uiți în jur cu nepăsare la cei ce suferă acum. Oprește-te o clipă, te rog, din alergare. Încearcă tu acum să mergi cu ei pe drum. Tu prinde-i așa liniștitor de mâna și despre Domnul Mântuirii să le vorbești, călătorind înapoi în timp despre miraculoasa vindecare să le povestești. Și apoi apleacă-te cu ei în rugă, pe Domnul milei iarăși implorând, că așa cum tu primit ai vindecare, și ei așteaptă în dureri plângând. Dar roagă-te cu pasiune, cu simțământ puternic, neclintit, așa cum pentru tine altădată tu te-ai rugat și vindecare ai primit. Să vii la Domnul cu pasiune, cu credință și îndoială să n-ai niciun pic, căci pentru doctorul acesta mare e totul cu putință, imposibil nu-i nimic. Și oricâte de mare suferința și boala acela oameni n-are leac, când spune Domnul vindecare și orice boală și cancerul dispare în veac. Fii tu acum acela care, pentru cei suferinți, la tronul biruinței să fii mijlocitor, ca apoi și ei cu tine împreună salvați și vindecați vor fi mulțumitori. Amin. Amin.